Bună Capricorn și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 22-28 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, Îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Capricorn în această săptămână. În primul rând, pentru Capricorn, se repetă o situație, săptămâna aceasta, legată de un șef, legată de o responsabilitate pe care o ai. Se repetă o situație legată și de relația cu partenerul, poate, sau relația cu o persoană importantă din viața ta. Dacă pentru tine e importantă persoana, nu mai contează dacă e sau nu prin societate. Da? Și uite că tot săptămâna aceasta avem o lună plină în scorpion. Bun. Este o lună plină destul de puternică. Pluto, guvernatorul, este și el implicat, face quadratură, deci nu e foarte fericit în poveste. Și mai mult decât atât, zic eu că este o săptămână în care mulți capricorni, intrați în contact cu mulți oameni, poate aveți o ședință, o adunare, ceva mare acolo se întâmplă, doar că vedeți voi, există marea probabilitate ca unii capricorni să alegeți să ieșiți din anumite cercuri de prieteni. Sau vă gândiți serios să întrerupeți o relație de prietenie? Sau poate chiar viitorul unei relații de iubire se poate schimba? Și de ce zic asta? Pentru că valorile voastre cam sunt diferite. Sau pot fi discuții de la bani, că da, de acolo pleacă multe, că trăim prin planul fizic, nu prin norișori. Da, momentan. De asemenea, tot luna asta plină poate să aducă multă popularitate pentru Capricorn. Deci oriunde te duci, ești în evidență, ești aplaudat și uite, poate să fie și un moment în care Capricornul reușește să finalizeze un proiect important. Poate ceva ce a început acum vreo șase luni de zile, poate e ceva început chiar pe eclipsa asta care a fost pe 8 aprilie. Și ceva acolo da, a, a ajuns într-un punct înalt. Da? pentru, pentru tine. Capricornii aflați într-o relație. Acolo pot fi niște discuții cu partenerul privind viitorul relației, dar că vedeți voi discuțiile astea pleacă și de la bani, dar pleacă și de la valorile pe care le împărtășiți cu partenerul. Da? Pentru tine e importantă cariera, pentru ăla e importantă familia și uite aici nu prea vă intersectați. Sau invers, da? Până acum aveați valori comune și deodată Capricornul zice băi da, dar parcă e importantă și casa și familia, parcă e important să am și liniște și nu, nu aveți aceeași lungime de undă. Uh, unii nu știu, poate discutați acolo serios despre o separare, alții pur și simplu treceți printr-un moment în care na, trebuie să găsiți un punct comun. Pe de altă parte, uite, pentru capricornii singuri, Acum este un moment bun să vă să ieșiți în societate, să cunoașteți pe cineva. Este un moment bun să uh, poate să vă dați seama că nu știu, și voi v-ați schimbat și că trebuie să mai schimbați și anturajul ăla, pentru că na, da, dacă voi vă schimbați valorile și stați într-un anturaj în care nu sunteți compatibili, atunci e normal că o să întâlniți o persoană care nu e compatibilă cu voi. Da? Dar uite pe planul ăsta financiar, eu văd că e de bine, mai ales uite capricornii care aveți o firmă, adică ce înseamnă firmă, nu știu, ai un talent, da și ți-ai deschis o formă juridică, o firmă ca să fii uh, în ordine, să fii legal, să dormi liniștit noaptea, să dai taxe la stat și așa mai departe, da, deci uh, indiferent de cât de mare e firma respectivă sau ce aveți voi, deci sunteți pe cont propriu. E acolo, uite, e e de bine. Da, vă vin bani sau se rezolvă ceva, rezolvați un proiect, uh, unii poate închideți o colaborare, nu că vă certați sau ceva, poate, repet, lucrurile pleacă și de la bani, dar uh, poate este vorba și despre o viziune care nu prea mai e comună acolo. Cei care aveți copii, la fel, uite, poate să fie vorba și despre un copil da, care nu știu, vrea să facă nu știu ce în viața sa și tu rămâi surprins și da, acum trebuie să-l susții că e copilul tău, doar că trebuie să-ți mai schimbi și tu din valorile pe care le ai. Da? Sau discuții care, din nou, repet, pleacă de la bani. Însă pe toată povestea asta Capricornul e foarte bine susținut. Susținerea vine din ideea de a elimina ceva, de a închide ceva și chiar ceea ce se închide, ceea ce se rezolvă, să știi că e cu mare noroc pentru tine. Da, adică așa trebuie să, să, se întâmple. Începând cu 26 aprilie, Mercur e în mers direct și gata. Da? Se îmbunătățește comunicarea cu familia, se îmbunătățește comunicarea cu persoanele din trecut. Capricornul, nu știu, primește rude în vizită, vă înțelegeți mai bine cu ei, se mai rezolvă anumite probleme de sănătate, mai ales dacă discutăm de stomac sau știu eu partea aceasta. Să mai liniște mai liniștesc capele pentru capricorn. Sau cineva din familie, da, puteți să observați o însănătoșire, o îmbunătățire a a situației. Ok, hai să vedem acum și arhanghelii ce zic pentru capricorn, ce trebuie voi să știți. Și avem așa lumina nemuririi spirituale. Numărul 48 important pentru tine, 84 4 8 12 3. Culorile importante. Albastru, roșu, galben, roz, verde. Iar arhanghelul Mihail este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Ard tot ceea ce este trecător în tine astfel încât să rămână și să strălucească numai esența pură dumnezeiască. Te ajut să-ți descoperi lumina interioară. Sunt salvatorul sufletelor din infernuri și călăuza lor spre cel prea înalt. Deci Capricornul reușește să iasă dintr-o situație toxică, dintr-o situație tensionată, pentru că na, e un moment tensionat atunci pe luna aia plină da? și punctul norocului și Pluto toată lumea e în opoziție, cuadratură, deci e, e intens momentul. Capricornul reușește să se elibereze de ceva trecător. Da? Reușești să te apropii mai mult de planul spiritual sau începi să vezi lumea altfel. Începi să vezi lumea cu alți ochi. Poate chiar o persoană din jurul tău. Dar parcă se aprinde așa un foc în tine. Hai să vedem pentru Capricorn ce zice și tarotul? Ce trebuie să știți voi? Hai că e. E o săptămână interesantă cu luna aia plină în scorpion, eu zic că e bună pentru voi, uite, mai ales Capricorni născuți pe la început de zodie. Pentru voi chiar e bună luna asta plină, da? Sau dacă vă știți cu marcaj prin primele grade. Ok, a început citirea. Mm. Bun. 5 de spade, 4 de bâte. Parcă e o nedreptate aici, legat de o petrecere, legat de o întâlnire. Capricornul de asemenea trăiește o săptămână în care își dă seama că știu, cineva face o nedreptate sau că poate tu trebuie să-ți urmărești puțin și propriul tău interes privind o situație anume. Pentru că, uite, avem aici cavalerul de monede. Într-o relație, într-o colaborare anume, Lucrurile se mișcă încet și sigur într-o direcție. Poate să fie și o săptămână în care discuți mai mult cu partenerul chestiuni financiare sau ai de făcut un drum împreună cu cineva privind o situație financiară. Apoi avem șase de monede la baza manifestărilor tale, care înseamnă o săptămână în care primești bani, dai bani la rândul tău. Poate să fie și o săptămână în care mergi la cumpărături sau pur și simplu vrei să ajuți o persoană cu ceva anume. Pentru că da, uite, luna asta plină scorpion poate să reprezinte și un moment în care Capricornul zice gata, mă apuc de făcut donații. Pentru ce? Pentru nu știu ce cauză care mă impresionează. Asul de băte în inima ta, deci ai foarte multă speranță, văd foarte mult entuziasm, foarte multă poftă de a trăi, Ești gata să încerci lucruri noi, să experimentezi lucruri noi. În mintea ta avem valetul de băte, foarte mult entuziasm și foarte multă bucurie pentru Capricorn, dar și noi activități pe care le faci. Unii vă descoperiți un talent și ziceți gata, ăsta e talentul meu și mă apuc și îl pun în practică. Deci bune de asemenea care apar din punct de vedere profesional. Dar unii e posibil fie să cunoașteți o nouă persoană, să vi se propună ceva nou, sau să intrați în contact cu persoane mai tinere. Mai avem un cavaler de cupe, deci mulți cavaleri cu invitație de dragoste. Cineva vine către tine cu o ofertă, cu o propunere. Tot pentru Capricorn, cavalerul de cupe poate să însemne și o persoană sensibilă, care este timidă și care, din ce văd eu aici, ușor, ușor, așa se, se apropie. Doi de bâte, cineva face al doilea pas săptămâna aceasta. Unii intrați în contact cu prieteni, cu persoane din anturajul vostru, oameni care sunt cumva la distanță de voi, poate în altă țară, în alt oraș, dar văd și pe cineva care își dorește să facă alături de tine o călătorie îndepărtată sau își dorește ceva alături de tine pe un termen foarte lung. Dar Poate să fie și o veste, nu știu cum, că cineva pleacă în vacanță sau uh, copilul tău se mută, pleacă undeva. Și avem aici șapte de băte, deci cineva care dă dovadă de foarte mult curaj, poate să fie un lider, poate să fie o persoană care a trecut printr-o experiență uh, în viața sa și a avut niște victorii, și acum, uh, știu eu, vine și dă exemplu, vine și te învață, vine și te ajută. Dar e cineva foarte curajos aici care văd eu că vine către tine. Dragi Capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mai ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile, iar dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Capricorn în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mai ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. O săptămână cât mai frumoasă îți doresc!